Care anti-summit? Cei ce se întâmplă aici în fața... Acesta nu este anti-summit. Aceasta este opinia, poziția societății noastre moldovenești. Pentru că așa lucruri importante pentru ce țin de dezvoltare și de perspectiva țării nu se fac în așa fel. Nu se fac pe întuneric, nu se fac pe ascuns, dar se fac public. Nici Parlamentul, nici instituțiile non-guvernamentale, nici societatea civică. Nimeni nu este la curent cu ceea ce trebuie să se întâmple și să semneze în Vilnius. Oare aceasta este corect într-un stat democratic, cu Constituție, cu toate normele respective? Pentru împotriva aceasta se revoltă populația. Vas mai vas torna не приходить приветствовать вас когда вы перед моей делегацией. Очень рад вас видеть. Спасибо. Как настроение? Я вижу, что вместе с народом. Вместе с народом. Да. Настроение у меня как у народа. Вижу, что люди тоже сегодня пришли. Ну, первый раз сегодня. Первый раз. Ну, очень рад вас видеть. Мы тоже. И до скорой встречи. Я думаю, что завтра встретимся. Надеюсь, что все будет хорошо. Да, надеюсь. Уважение. The European Union is very deeply attached to the principle of freedom of assembly and the right to demonstrate peacefully. I have nothing more to add. Welcome in front of our delegation. It is good that people show how they feel. Have a very good evening. Thank you. Și aici ne vom întâlni cu alegătorii. Avem tot dreptul, dreptul legal. Și mâine o să avem, cred eu, și întâlniri cu reprezentanții ambasadei Uniunii Europene la Chișinău, care vor veni înainte de guvernanții moldoveni. Până sâmbătă. Am anunțat deja că acțiunea va fi până sâmbătă. Acțiunea este autorizată. Plasarea corturilor la fel a fost autorizat acum ceva timp, așa că totul este legal. Corturile pe care le vedeți sunt locuri unde deputații vor avea întâlniri cu alegătorii. Totul o să fie foarte civilizat. O să fie un grafic, adică el este, cine va fi noaptea, cine va fi ziua. Totul este din partea noastră corect și organizat.